Bună ziua tuturor și mă bucur să fiu alături de voi la Social Media for Parents. Sunt Răzvan Pascu și astăzi am un invitat special, un invitat pe care eu l-am mai intervievat acum vreo câteva luni și a făcut zeci de mii de vizualizări la mine pe Facebook. Așa că e clar că există un interes pentru subiect, dar și pentru invitat, pentru că vorbește foarte bine. Bună dimineața, bună ziua, domnule doctor. Bună ziua, dimineața tuturor și în mod special ție, Răzvan. Domnul doctor Sorin Cadar, ce trebuie să vă spun despre domnul doctor, este medic primar, ORL, dar este și cu competențe ridicate, zic eu, în homeopatie, cu cursuri făcute prin Franța, la școli vestite. Dar dincolo de asta, ce mi s-a părut interesant la CV-ul domnului doctor este că a fost și medic militar. Și practic e foarte important de precizat lucrul acesta, pentru că evident ca medic militar te lovești de foarte multe probleme pe care trebuie să înveți să le depășești. Domnule doctor, prima întrebare. O să am multe întrebări așa rapide pentru dumneavoastră. Trebuie să ne încadrăm într-un timp limitat, dar știu că dumneavoastră o să ne răspundeți pe scurt și cu foarte multe detalii. Prima întrebare legată de perioada asta nebună prin care trecem. Domnul doctor, cum facem să învingem stresul? Cum facem să luptăm cu stresul, cu incertitudinea asta prin care trecem în perioada aceasta? Deci este foarte clar că această perioadă, în afară de faptul că este dominată de afecțiunile virale, da? Adică în afară de celebru deja COVID, acum au început să vină și virusurile gripale, au început să vină și celelalte virusuri binecunoscute, rujeolă, orion, varicel, etc. etc. Nu problema virală ar fi esențială pentru toată lumea și mă refer la cei care ne privesc, la pacienți, da? Asta este problema noastră a medicilor, da? Pentru pacienți, ceea ce eu vreau să accentuez este în primul rând să nu se isterizeze, să nu intre în disperare, să nu intre într-o agitație de asta care va duce în cele din urmă la erori și la greșeli foarte, foarte dure. Să stea calm, să stea liniștiți la primele semne, cum ar fi, de exemplu, un nas înfundat, un curs de nas, usturime în gât, o tuse, o ascensiune febrilă. Bineînțeles, să ia legătura cu medicul de familie, ca primă stație, să nu se mai prezinte la urgență în spital, pentru că și așa urgența și spitalele sunt absolut depășite. Medicul de familie este prima stație și cea mai logică și cea mai normală. Pentru perioada aceasta, ceea ce vreau eu să accentuez este depresia, anxietatea, agitația, chiar isteria, nu sună bine, dar ăsta e adevărul. Vă rog frumos, stați calmi, stați liniștiți. Este vorba despre o viroză. Este vorba despre o viroză. Putem să gestionăm situația aceasta în măsura în care nu facem erori. Purtatul măștii și măsurile igienodietetice firești, da, o dietă echilibrată, mișcare în aer liber, pentru că cu toate măsurile de izolare și de carantinare nimeni nu vă împiedică să deschideți geamul în cameră, să faceți exerciții fizice, nu vă oprește nimeni să faceți chestia asta. De asemenea, o igienă normală, firească, da? Nu băgăm degetele până gură, până nas, până ochi, că n-au ce căuta degetele pe acolo, da? Înainte să băgăm degetele în gură, poate ne spălăm și pe mâini, nu-i frumos să băgăm degetele până nas. Deci, cu alte cuvinte, îndemn la calm, îndemn la activitate sportivă, îndemn la socializare, sunt atâtea medii, Zoom, Skype, etc., astfel încât să nu ne abrutizăm din punct de vedere psihic. Partea medicală este a noastră. Da. Mă gândeam că, dincolo de partea medicală și despre imunitate, despre care o să tot vorbim, cred că e important și despre ce facem cu mentalul nostru. Și sunt curios, un om ca dumneavoastră care se întâlnește practic zilnic cu pacienți din toate mediile sociale, se întâlnește cu oamenii de toate mediile sociale, se întâlnește cu studenți și așa mai departe, cum vă protejați? Cum, astfel încât să vă simțiți și protejat și pe de altă parte nici să nu cădeți în extrema cealaltă. Care e programul dumneavoastră? Cum procedați concret? Cum procedează un medic? Vreau să înțeleg asta.
Da, trei cuvinte, trei fraze, trei propoziții pot să îndemn lumea să le respecte. Punctul numărul 1. Ocupați-vă mintea cu ceea ce vă place. Da? Și dacă chiar nu vă place nimic, n-aveți cum să vă ocupați mintea și nu e nevoie de perioada de pandemie ca să o luați razna, dacă nu vă place nimic. Orice om are un hobby, are o preocupare. Nu, Răzvan, tu preocuparea și hobby-ul tău este turismul. Dacă nu poți să-l efectuezi fizic, măcar pe internet, măcar pe National Geographic sau pe alte posturi de călătorii, îți ocupi timpul, mentalul trebuie ocupat. Okay. Te apuci de învățat o limbă străină, ura, în sfârșit avem timp, ne apucăm de limba arabă, care e foarte grea, de limba turcă, de limba rusă, de altceva. În al doilea rând, în momentul în care socializăm și este bine să socializăm, nu putem să o facem fizic. Ok, există medii, există Skype, WhatsApp, Facebook, Zoom, există o grămadă, putem să socializăm. În al treilea rând, în momentul în care intrăm în public, deoarece asta este, trebuie să și intrăm în public, portul măștii este absolut elementar și complet nedăunător, fără niciun fel de problemă. Purtăm frumos o măscuță, ne ținem mânuțele unde trebuie și încă o dată nu le punem pe față. Și asta este tot. Și mintea trebuie ținută ocupată. Totdeauna trebuie să avem ceva de făcut, totdeauna trebuie să ne dezvoltăm hobby-uri noi, dacă nu avem sau ne-am plictisit de cele vechi. Bun, și pentru că tot am început cu categoria asta, stres și anxietate, trecem acum și la copii. Totul s-a mutat acum în mediul online pentru copii, stau în fața dispozitivelor electronice, tablete, laptop și așa mai departe. Cum facem să le întărim și lor organismul, să treacă cumva peste perioada asta care e neplăcută pentru toată lumea, dar să treacă și sănătoși fizic și psihic? Problema majoră la copii în momentul acesta nu este, zic eu, pentru marea majoritate, și vorbesc de cei din mediul urban, nu rural, nu este că stau cu ochii mult în computer, că asta o făceau și înainte, dar pe jocuri. Ei, acum stau la fel de mult, dar pe activități educaționale. Problema este ce fac acești copii atunci când ies din procesul educațional de pe Zoom. Ei, aici este sarcina părinților și încă o dată vin și accentuez. Nu te oprește nimeni dacă nu poți să ieși la un loc de joacă din X motive, să te joci cu copilul în casă, să deschizi larg geamul și să te apuci să joci ceva fizic sau să dansezi sau să sări cu coarda, cu mingea, cu nu știu ce prin casă. Ca părinte, în momentul acesta trebuie să înțelegem că dacă până acum nu prea eram părinți, acum trebuie să devenim părinți, să ne jucăm cu copiii noștri, să îi ținem ocupați, să le dăm lucruri interesante care să le pună în mișcare mintea, dar și trupul. Dacă până acum eu ca părinte doar pe gură ziceam, copile, du-te și fă sport, e, acum va trebui să fac sport cu el. Deci și exemplu personal. Părinții trebuie să se implice mai mult în această perioadă. Nu e nimeni vinovat pentru treaba asta, nici guvernul mondial, nici guvernul României, nici nimeni. Este o situație în toată lumea, nu numai la noi, și atunci noi trebuie să ne adaptăm. Dragii mei, nu uitați, indicele de inteligență IQ nu mai este valabil. La ora actuală, inteligența omului este cuantificată în capacitatea de adaptare la situații noi și neplăcute. Fiți inteligenți, adaptați-vă. Foarte fain asta, foarte fain. Și cred că e foarte adevărat, așa este. Este foarte adevărată. Deci, mișcarea poate fi făcută și în casă, cu geamurile larg deschise. Copiii trebuie, cum să zic eu, cooptați în activități. Mama poate să-și ia fetița, hai să tăiem morcovii, hai să facem ceva. Tatăl poate să-și ia băiețelul, hai să șurubărim ceva, hai să desfacem ceva. Trebuie să implicăm. Dacă până acum i-am ocrotit, hiperprotector, vai să nu știu ce, dragii mei, redeveniți părinți, sau mă rog, deveniți părinți adevărați. Implicați copiii în activitățile zilnice. Să spălăm, să călcăm, să șurubărim, să gătim, să ducem gunoiul, să așezăm patul, să deschidem geamul, să ducem cățelul la plimbare, să punem mâncare la peștișori. Copiii trebuie să aibă responsabilități. Dacă nu au responsabilități, o iau razna și asta nu e bine.
Domnule doctor, în perioada aceasta am văzut că sunt o grămadă de discuții și se vorbește foarte mult despre vitamina C, vitamina D și zinc. Se vorbește, de exemplu, despre vitamina C, că nu ar face rău dacă este în prea multă, dar vitamina D ar face rău dacă este surplus. Și aș vrea să ne spuneți dumneavoastră, concret, să ne spună medicul cum, dacă ajută în primul rând la sistemul imunitar și care e realitatea. Bun, deci haideți că asta este o discuție foarte mare, o discuție super laborioasă pe care anumită parte din comunitatea științifică, mă rog, a decis, vezi Doamne, că nu sunt bune și că nu folosesc la nimic. Dragii mei, trebuie să înțelegem un singur lucru, este esențial și asta este știință curată. Istoric este deja demonstrat că vitamina C, vitamina D și zincul ajută sistemul imunitar să funcționeze corect și să facă față oricărui tip de atacuri virale, bacteriene, etc. În ceea ce privește vitamina C, vitamina C este hidrosolubilă. Odată introdusă în organism, ea este eliminată prin urină în momentul în care este în exces. Acum, și aici este un oarecare pericol, că dacă îl apucă pe careva să ia 4 grame de vitamină C 5 luni, excesul ăla nu apucă să se elimine tot, se depune și face litiaze renale. Dar nu cred că e cineva atât de nebun să facă treaba asta. În ceea ce privește vitamina D, vreau să vă spun că există studii care au încercat să creeze surplus de vitamina D și nu au reușit. Pentru că vitamina D este extrem, extrem de consumată de către organism, de către sistemul nervos, de către sistemul endocrin, de către sistemul osteoarticular, de către sistemul imunitar. Cu alte cuvinte, consumul este atât de mare încât nu putem să asigurăm, da, un supradozaj. Cu alte cuvinte, o administrare terapeutică normală, rezonabilă, ponderală, undeva la 1000 de unități pe zi la copii, undeva la 4000 de unități pe zi la adulți, cu o pauză de sâmbătă și duminica eventual, nu va fi capabilă să facă supradozaj. Dacă totuși se va face un supradozaj, este ceva banal, ușoară stare de greață, de amețeală, de oboseală, se întrerupe vitamina D, dispare fenomenul. Nu este nimic, nimic grav. Iar zincul, într-adevăr, acela trebuie administrat în doze ponderale bine determinate, dar surplusul de zinc nu este ceva dramatic, deoarece zincul se elimină din organism, nu este metal greu să se depoziteze și să creeze o patologie. Deci nu este nimic grav. Aceste vitamine, D-ul, C-ul, precum și zincul, sunt niște adjuvante care nu vindecă o viroză. Ele doar ajută sistemul imunitar să vindece. Nu ele vindecă. Ele se iau în prevenție, se iau în susținere. Iar în ceea ce privește acest COVID, am spus-o și vă rog să-mi permite să repet. Nu există un simptom singur pentru COVID. Sunt foarte mulți viruși respiratori și digestivi care au aceleași simptome. Pierderea gustului, pierderea mirosului o fac și virusurile gripale, diaree, dureri de burtă, greață, vomă la copii, fac și norovirusurile și rotavirusurile. Deci nu căutați, nu mai puneți importanță pe ceea ce vi se spune în media că semnul esențial în COVID este. Nu există semn esențial pentru COVID. Există semne esențiale pentru viroze. Și la primul semn vă prezentați la medicul de familie. Dacă vorbim de vitamina C, D și zinc, dumneavoastră le considerați absolut necesare, mai ales într-o perioadă ca asta, înțeleg, nu? Și vorbim în special de prevenție, eu asta am înțeles. Deci nu le dăm neapărat ca corect să facem ceva, ci le dăm ca să avem un nu sistem. Se ok. Bun. Și altceva ce ar trebui să mai luăm pentru a ne întări sistemul imunitar? Mă refer inclusiv la medicamente homeopate sau în general cum ar trebui să reacționăm noi față de diverse stimuli cu care ne întâlnim, inclusiv în prisma dietei, să vorbim. În primul rând, trebuia deja din septembrie să se înceapă o acțiune de modulare, de maturizare, de antrenare. Nu vă supărați, totdeauna înainte de campionat
fotbaliștii intră în cantonament și organismele noastre, înainte de campionat, care începe în octombrie, da, trebuia să intrăm și noi în cantonament. Adică undeva din septembrie trebuiau făcute niște modulări imunitare. Se pot folosi produse naturale, da, ceaiuri, gemoterapie, vitaminoterapie, etc. De asemenea, se pot folosi medicamente homeopatice. Eu de obicei, toți pacienții mei în septembrie și octombrie primesc standard, absolut standard, hepar, sulfuri, influenzinum, echinacea, sulfuri iodat și ferum fosforicum, evident, nu toate grămadă, cu o anumită schemă. Și bineînțeles, vitamina D și vitamina C cu zinc, împreună sau separat, cum preferă pacientul. Putem să ajutăm sistemul imunitar foarte simplu. Acest medicament pe care noastră îl spuneți este doar un modulator viral. Este bun, este ok, nu e niciun fel de problemă. Dar la fel ca și alte modulatoare imunitare virale. E bun, e ok. Eu de obicei îl recomand în prevenție. Prevenție. Ok. Da, în prevenție poate fi folosit inițial dându-se o doză de două ori pe zi, măcar 7 zile, după care o dată pe săptămână, pe toată perioada de expunere. Este foarte bun, este foarte eficient, la fel ca și alte produse care se referă la modularea imunitară virală. Despre asta este vorba, că nu avem treabă cu bacteriile, da? Să fim foarte bine înțeleși. El nu este un vaccin. Nu există vaccin antigripal, să fim înțeleși. Nu există vaccin antigripal homeopatic. Există doar un modulator imunitar specific celular pentru virusuri. Ok. Bun. Am vorbit despre stres și anxietate, am vorbit despre imunitate. Și acum trecem la întrebări foarte scurte, răspunsuri foarte scurte. Ce trebuie să conțină trusa de urgență? La mine asta a prins cel mai bine când am făcut interviul cu dumneavoastră, pentru că ați venit cu niște răspunsuri foarte concrete și am vorbit atunci într-adevăr mai mult din prisma călătoriilor. Acum o să vă rog să vorbim și din trusa de urgență de acasă. Ce să conțină trusa de urgență, atât cea de acasă cât și cea de vacanță? Deci, în caz de expunere prelungită la soare, ce recomandări aveți? Insolație sau expunere prelungită la soare? Antiinflamatorii non-steroidiene, antihistaminice, iar homeopatic eu recomand Aconitum, Belladonna. Aconitum și Belladonna. Astea trebuie să existe. Astea sunt substanțele active, ca să... Denumirea comună internațională, da. Da. Ok. Bun, în caz de indigestie pentru copii și adulți. În caz de indigestie, eu personal recomand bătrânele ceaiuri, ceaiuri de mușețel, ceai de sunătoare, nu mentă, atenție, nu mentă, așa. Și de asemenea, din punct de vedere homeopatic, eu recomand Nux Vomica. Este cel mai bun medicament. Dacă avem și diaree, atunci împreună cu Arsenicum Album. Bun, în caz de constipație? În caz de constipație, în primul rând, vedem despre ce e vorba cu dieta, adică mai multe lichide, chestii de genul acesta. Iar ca și medicație homeopatică, primul pe listă, în caz de constipație de voiaj, da, este Latina. Iar în caz de constipație habituală acasă, sunt două medicamente. Unul pe care deja l-am spus, Nux Vomica, și al doilea, Brionia. Este bun pentru, mai ales pentru scaunele uscate, dure, dureroase și maro închis, așa ca arsă, știți, ceva la okay. În caz de febră? În caz de febră, în primul rând, antiinflamatorile non-steroidiene, care sunt pe toate drumurile, trebuie să existe și în trusa de vacanță și în trusa de acasă. Da, substanța activă ce să fie? Ibuprofenul sau ce? Ibuprofen, paracetamol. E suficient. Astea două sunt suficiente. Okay. Trebuie să este din două grupe. Idealul ar fi să fie din trei. Ca să de le exemplu, putem la copii, de exemplu, la copiii noștri, medicul de familie ne recomandă să le dăm alternativ din 4 în 4 ore. Așa? E bine? Perfect. O grupă sau alta. Și o a treia grupă, aminofenazona, ar trebui să existe pentru excese. Vreau să fac scurt de tot. Febră înseamnă peste 38 jumate. Până în 38 jumate,
aplicăm metodele bunicii, da, cu frecții, cu încălzit, cu ceaiuri calde, sau homeopatic aplicăm aconitum sau belladonna. De asemenea, se trece peste 38,5, în plus față de primele măsuri, aplicăm antiinflamatoarele non-steroidiene, de preferință din trei grupe diferite, cum ai spus și tu, Răzvan, și aplicate frecvent, undeva la 3 ore, unul după 3 ore încă, altă grupă după 3 ore, altă grupă, astfel încât temperatura să nu depășească 39,5, dar nici să nu coboare sub 37,5, deoarece sistemul imunitar sub 37,5 cam pleacă acasă, că s-a terminat demonstrația de 1 mai. Și atunci noi trebuie să ținem ecartul undeva 37,5-38,5. Acolo trebuie să ținem temperatura. Dacă se ajunge și se depășește 39,5, atunci introducem supozitoarele sau fioluțele de aminofenazonă suplimentar strict la nevoie. Depășește, dăm. Scade, nu mai dăm, rămânem cu celelalte. Bun. În caz de alergii? În caz de alergii, sfinte sunt antihistaminicele pe care toată lumea le știe, de preferință la copii sub formă de sirop. Dar când mergi într-o excursie exotică, Răzvan, și așa ai bagaje multe, să mai cari și flaconașele alea cu siroape, deja e foarte dificil. În consecință, recomand medicamente homeopatice, pumon, histamine și Apis. Apis este un medicament cu acțiune extrem de rapidă. Dacă te înțeapă buzdâgania și începe să se umfle ceva, aplicând Apis, adică pe guriță, dând cu Apis, dând 5-5 minute, în maxim o jumătate de oră lucrurile se rezolvă. Dar asta, din nou, Apisul este substanța activă, nu? Dacă mă duc, de exemplu, la farmacie în Guadeloupe sau în Martinica sau în Cuba, ar trebui să știe, nu? Inclusiv în China, Răzvan, dacă spui de Apis, ei știu despre ce este vorba. În Maroc am găsit farmacie homeopată și i-am spus da, Apis, și imediat a sărit. Deci nu e o problemă. Ok. Bun, pentru rău de mișcare? Pentru rău de mișcare, evident, avem în homeopatie medicamentul suprem, care se numește Tabacum și este un tubuleț și luăm așa și merge perfect. Domnul doctor, se ia preventiv? Ca și medicație antiemetică, mă rog, rău de mișcare, din farmacie există antispasticele care există, dar încă o dată zic, sunt siropuri, sunt complicat de utilizat, mai ales pentru copii. Și atunci eu recomand Tabacum, medicament homeopatic. Se ia înainte de plecare și la nevoie în timpul deplasării. Da, asta vreau să vă întreb. Dacă se ia preventiv sau se ia în momentul în care ți se face rău? Luăm, se administrează înainte de a pleca cu o zi de 3 ore pe zi, da? Și în ziua plecării, la nevoie. E nevoie, administrăm. Nu e nevoie, nu administrăm. Vă spun eu că după a doua, maxim a treia administrare, toată lumea doarme. Deci okay, dacă dormi, nu-ți mai este rău, așa că okay, e de bine. Okay. Bun, și pentru lovituri sau contuzii? În homeopatie, pentru lovituri sau contuzii, există un medicament rege, se nume, sau mă rog, regină, că este arnica și se administrează frecvent, imediat în momentul traumatismului, se administrează arnica și se repetă din sfert în sfert de oră. Nu mai avem hematom, durerea dispare foarte repede. Arnica e bun și în febra musculară, pe care turiștii o resimt după ce alergi tu pântos coclaurii, Răzvan, și seara nu se mai pot mișca de febră musculară, tot arnica este utilă. Nu uităm entorsele, da? Pentru că omul care șchioapă tot mai face turist și și-a pierdut jumate din excursie și va fi supărat. Și atunci, în cazul unei entorse, împreună cu arnica se poate administra medicamentul Ruta Graveolens și se administrează frecvent, la o jumătate de oră, la un sfert de oră. Piciorul se desumflă și a doua zi vă puteți relua itinerarul turistic fără ca turistul să sufere. Ok. Și ultima pe care mi-am notat-o să vă întreb neapărat, sfărăit? Pentru sfărăit există remedii? Da, există remedii. Înainte însă de a aplica remedii, trebuie un medic orelist să se uite în nasul omului
în gât, pentru că există posibilitatea ca sfărăitul să vină din mai multe părți. Poate să fie o deviație de sep, poate să fie niște vegetații în spate, poate să fie niște cornete inferioare mari, poate să fie un văl palatin foarte mare, poate să fie niște amigdale foarte mari. Deci atenție, dragii mei, atenție, sfărăitul nu vine numai de la nas. Sfărăitul vine de la nas, vine de la gât și vine de la plămâni. Deci omul poate să sfore din trei părți. Și atunci asta o fi o explicație pentru care uneori am văzut că în farmacii mai există niște dispozitive pe care le pui pe nas, dar unii spun că nu au efect. Probabil că tocmai asta e motivul, pentru că dacă nu vine doar de la nas. Ok. Sunt mai multe cauze. Eu am dat totdeauna exemplu și îl dau și cursanților mei la cursuri. Dau exemplu durerii de cap. Dragii mei, dacă mă doare capul, toată lumea se duce și ia un de la de durere, da? Dar dacă durerea de cap e de la hipertensiune și eu iau de la de durere, s-ar putea să-mi pleznească ceva în cap. Nici durerea de cap nu-mi trece, dar ajung și la spital la neurologie. Și apropo de asta, da, vă rog. Totdeauna trebuie să vedem de unde vine, de unde vine acel simptom. Sfărăitul are trei zone importante și atunci trebuie făcut un control medical, orelistic cel mai frecvent. Și în urma acestui control, evident, dacă avem cauza fixată, putem să administrăm și medicație. Cel mai frecvent se folosește, ca și homeopatie, se folosesc tot antihistaminice, tot din gama lui Apis, tot din gama lui pulmon histamină, dar mai sunt și niște medicamente speciale pentru sfărăit, care se numesc Sticta pulmonaria, primul, și al doilea Sanguinaria canadensis. Frecvența utilizării și a eficienței lor este foarte mare, deci putem să vorbim despre. Deci la fel ce ați spus dumneavoastră acum, acestea sunt substanțele active pe care sunt în limba latină și dacă le spunem la orice farmacist care are competențe și pe homeopatie, ar trebui să le știe, nu? Absolut. Sunt substanțe comune internaționale pe care în toată lumea, India, China, Japonia, SUA, Martinica, Zanzibar, că știu că îți place, așa, toată lumea trebuie să le știe. Chiar plec în Zanzibar săptămâna viitoare. Și ultima întrebare, pentru că mi-ați ridicat mingea la fileu și m-am gândit că e interesant. Mi-ați povestit mai de mult că în funcție de unde, locul în care te doare capul, în funcție de asta trebuie să-ți dai seama de unde provine durerea respectivă. Și puteți să ne spuneți așa într-un minut cum e cu durerea în față, în spate, la ceafă și ce da. Eu chiar am și făcut pentru cursanții mei de la cursurile de homeopatie clinică și etică medicală, chiar am făcut așa un soi de poezie, mă rog, poezie, o mimă. Și este felul următor. Deci, mă dau puțin mai în spate ca să pot să mă desfășor așa, da? Deci, aici avem sinusurile maxilare, sinusurile etmoidale, sinusurile frontale. Aici avem efortul intelectual, da? Aici avem tulburări vasculare și endocrine. Așa, de jur împrejur, avem de obicei tulburările cardiovasculare, hipertensive și de vezică biliară. La ceafă avem de a face în mod special cu durerile de, să zicem, spondiloză cervicală, reumatică, dar care se ameliorează în momentul în care pacientul se mișcă, și de hipertensiune arterială. Foarte important, extrem de periculos și trebuie să luăm măsuri rapide, durerea de cap pulsatilă, adică aia care este extrem de periculoasă pentru că este de obicei cardiovasculară, hipertensiune arterială. Atenție și ghidul, și pacientul, și cei din jur, când cineva zice, băi, mă doare capul și îmi bubuie așa, ne uităm la carotide. Dacă și carotidele bubuie, atunci este o hipertensiune urgent, trebuie să îi administrăm un antihipertensiv curent care se găsește pe peste tot sau fuga la un nenea cardiologul, internistul, să-i dea un, de obicei, un diuretic. Se administrează în urgență un diuretic să scoată apa, să-i scadă tensiunea. Ok.
Bine, mulțumesc mult, domnule doctor, din nou interesant ca de obicei. Dacă suntem interesați, că am văzut că ați povestit, ați amintit despre niște cursuri pe care le faceți noastră. Dacă sunt oameni interesați de zona aceasta a homeopatiei, cum vă găsesc? Pe Facebook? Sunt cursuri organizate de Asociația Română de Homeopatie Clinică și avem și un site, rhc.ro. Și acolo avem afișate programe, Okay. Așa, sau pe paginile mele de Facebook. Am văzut că sunteți foarte activ, îmi și comentați foarte des. Da. Sunt activ. Activitatea mea de dimineață la cafeluță, mă uit și eu ce se mai întâmplă. Corect. Bine, mulțumim mult, domnule doctor. Sper că a fost interesant pentru toată lumea. Sunt Răzvan Pascu și vă mulțumesc că ne-ați urmărit pe mine și pe doctorul Sorin Cadar la Social Media for Parents.